sufletul maestre Marinica Botea, merită toate aplauzele noastre. Haideți, vă rog, să-l aplaudăm pentru o viață și o carieră artistică excepțională. Mă plin cu mult respect în fața dumneavoastră și sper să ne vedem mai des anul acesta. Așa că ne este tare drag de dumneavoastră și vă vrem aici alături de noi. Să știți că sentimentul este reciproc și cu mare drag voi răspunde invitații dumneavoastră. Sigur să vă urez dumneavoastră, care suntem leac, să zicem, pentru că eu fac anul acesta 71 de ani, 50 de ani în slujba Mării Bisericii Ortodoxe, să dea Dumnezeu să aveți multă, multă sănătate. Eu cel puțin, nu știu dacă doamne am spus, am trei priorități la 71 de ani pe care le facem în august. Sănătate, dragoste și multă joacă cu cei patru nepoți. Și distracție cât în cape. Vă mulțumesc toate cele bune, multă sănătate și să auzim mai bine. Vă mulțumim din suflet și vă dorim și noi multă, multă sănătate, că de într-adevăr de asta avem cea mai mare nevoie și vă așteptăm cu mare drag aici alături de noi. Mulțumim din tot sufletul. Haideți să-l aplaudăm pe maestru Marinica Botea. Un repertoriu impresionant, cu melodii pe care le predonăm și noi adeseori. Avem marea plăcere și onoare ca în această seară să fie prezent alături de noi un mare artist, apreciat și iubit de dumneavoastră în aceeași măsură. Cu o carieră impresionantă, aș putea spune, fără să greșesc despre domnia sa, că este artist de o viață. Haideți să-l primim cu aplauze pe domnul Ștefan Diaconița! Bună seara! Ne aflăm și celor din spatele nostru, dirijorilor, maestru care a fost înaintea mea, maestru Marinica Botea, primul meu dirijor la ansamblul folcloric Piricelu și doamna Carpaților. Dacă suntem aici, suntem datorită doamnelor director, aplauze din domnul director. Dacă suntem aici, suntem datorită televiziunii Telemoldova și mulțumim de această care domnul director Presila, aplauze pe televiziunea Telemoldova. Celor de la bucătărie, că vă dăm mâncare foarte bună, am înțeles, și eu mai mănânc aici cu dumneavoastră împreună. Și staful de la, unde faceți procedurile și ne întâlnim acolo pe holuri. Aplauze pentru asistentele de acolo, de la cabinetul. Doamne, ajută, doamna director, doamne, director, vă țin sufletul. Și acum, ați fost la nuntă cândva? Mai de mult? Acum? Hai, acum cu mine împreună! Oh,
din casc, să rămâi mirele, că așteaptă tinerii, să rămâi mirea sa, mult om trecut așa, să rămâi tinerii, că așteaptă tinerii, băi, să rămâi tinerii, băi, băi, că așteaptă tinerii. Socul mare ca fudul, de la nuntă și lupul, socrinit și stăvoios, ediscuri el la frumos, l-o dat zăste la lor casă și o mireasă alea sa, și zăste la și casă. Să-ți fac din nota din casă, să rămâi mirele, că l-așteaptă tine. Hai, titri, orbi, după masă, hai să-ți fac din nota din casă, hai să rămâi mirea sa, că mă domnă tot așa, să rămâi tinerii, că i-așteaptă tine. Sunt surat, ei când iar am plâng, îl plecă, ei nu-mi dor.
noaptea din casă, căutam un om orcut, ca să înțeincă toți. Cu saltea de primiori, ca să dorm până în zori. Ce prostirea, ce brota, să mai văd ce altă brată. Da-i-da, că-i nu dormeam noaptea în pat. Da-i-da, păi până am ochi și sunt surat. Da-i-da, dar când iară am tânăr frecău. Da-i-da, păi nu dormeam în patul meu. Ce de parte? Hai aleargă, hai aleargă, măi căluță, să ajungem, să ajungem pe ea luță, să rămâi bătă mama, să la unde dă duca, când ieșim la mândruța, hai, da. Când ieșim la mândruța, să-i mai ținem dumița, să-i mai ținem dumița, hai, da. Hai, mântu-ți aia de dor, hai, și hai, că mântu-ți aia de dor, hai, mântu-ți! Hai, mântu-ți aia de dor! Hai, aleargă, hai, aleargă, măi, mântu-ți, să ajungem, să ajungem, să tu-ți, să vădăm la plâni multe, te-am trecut în zori de multe, te-am trecut în zori de multe, dar ești de da. Mi-am croit o cară nuie, prin frieță până la punte, să ajungem până la munte, dar ești de da. Hai, mântu-ți aia de dor! Hai, și hai, că vându-ți cu dor, hai, murguți! Opa, stai, am ajuns și poți să stai, paște, hai, iar de verde poate n-ai, mândurință sprijinată, ieși afară până la poate, ieși afară până la poate, băi, da, să fii mai sărbădată, că ni dragostea curată, că ni dragostea curată, băi, da, da, am ajuns să mă îndrag toată, băi, murguți! Vă mulțumesc, eu vă mulțumesc, vă las cu bine, cu petreceri frumoase în continuare, cu proceduri frumoase în continuare, cu poftă bună în continuare și Doamne ajută să ne întâlnim sănătoși. Doamna director, mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul Ștefan! Haideți să-l aplaudăm, vă rog, pe domnul Ștefan, diaconiță! Vă dorim multă, multă sănătate să ne puteți încânta și în slăsirile care vin, nu? Doamne ajută, venim în zica săptămână! Mulțumim frumos! Haideți, vă rog, să-l aplaudăm! Mulțumim! Maria, cu ea dansez și într-un picior. Să vedem, Maria, că ne scot la dans pe toți, da? Haideți să aplaudăm și pe Maria! Antonio, dă basul mai tare de vă trec fiorii! Bianca, vioara ei plânge și râde pentru dumneavoastră. Haideți să aplaudăm și pe Bianca! Dragoș, te trec fiorii la fiecare notă. Haideți să aplaudăm și pe Dragoș! Și ultimul, dar nu cel din urmă, Gabriel. Atunci arunci și hainele și papucii în comod să poți dansa mereu. Sunt cei care vă ridică în picioare și care întrețin atmosfera, indiferent de public sau de locație. Viața e scurtă. Hai să o facem lată. Deci să fie show alături de formația Next Level Band. Bună seara, bine v-am găsit! Vă pot fi primul de dans la o vără mare și frumoasă!
Ia să vedem, a primit toată lumea câte un număr? Da? Ia să vedem acum ce se întâmplă. Noi avem aici pregătite 7 cutii. Da? 7 cutii. S-ar putea ca în cutiile respective să nu fie nimic. Vă supărați? Pentru că seara asta e seara de distracție, nu seara de cadouri. Dar dacă cineva are noroc, că încă nu știm ce este. Și haideți să vedem. Ia, Alexia, spune, tu ai dansat așa frumos, ia spune primul număr. 18. Ia uite, și primul câștigător. Ia spuneți-mi dumneavoastră, vă rog, aveți 18, am văzut. De câți ani veniți la noi? Al treilea an? Și ați mai câștigat ceva? Ați câștigat. Că dragostea celor din jur, ați câștigat respectul nostru, ați văzut, ați câștigat sănătate, nu? Aia, asta e cel mai important. Răspuns? Ia spuneți-mi dumneavoastră, vă rog, un număr de la 1 la 7. Da. 6. Ia să vedem. Aceeași întrebare, dacă nu este nimic în cutie. N-ați pierdut nimic, nu? Bine. Ia să vedem ce este. E cam greu? Aoleu. Ia uite, e ceva este, că e grea cutie. Ia să vedem ce avem. Ia să vedem ce avem. Ia să vedem. Mihaela. Da. Ia vino și ajută pe Alex. Da, am luat. Ia bun, ia bun. Te răbărim în seara. Vă e cald? Nu vă e cald, nu? Dar dacă chiar nu vă e cald, o să împărtați asta cu alții, cu colegii dumneavoastră, da? Haideți să o dăm așa mai departe, să ajungă la doamna. Bravo, ia uite, e cald, e vară și mergem mai departe. Bianca, ia spune și tu, număr de la 1 la 160. 70. 70 avem? 70. N-avem 70? Hai, nu se poate. Mergem mai departe. Mihaela, ia spune-mi un număr. 53 avem? Uitați-vă bine la numere, așa să vedeți. 53 nu este? Cred că s-au dus la culcare. Sau fi aniversații care nu vor să dea de băut, nu? Da. Ia să mergem mai departe. 54. Nu. Gheorghiță, ia spune-mi un număr. 120. 120 avem? Da. Ai tu 120? Da? Nu se pare că nu vreți să câștigați în seara asta. Ia să mergem mai departe. Laura, ia spune-mi și tu un număr, că până acum nimeni n-a avut noroc. Ia. 49. Da? Ia haideți, doamna Barcan, ia spuneți-mi, dumneavoastră, de câți ani veniți? De 3 ani. De 3 ani și cum vă simțiți? Da? Norocoasă sunteți. Ia să... Numărul meu de naștere, ca să știți. Da? Ia uite ce norocos ești, Laur. 1, 2, 3, 4, 5 sau 7? 7. 7. Aceeași întrebare, dacă nu este nimic în cutie? Nu e nicio problemă, da? Noi aici, în seara asta, nu ne supărăm. Știți cum este reclama aia? Noi nu mâncăm. În seara asta, nu. În seara asta nu ne supărăm. În seara asta încercăm să fie o seară frumoasă, să vă distrați, să vă simțiți bine, să uitați un pic așa de toate grijile, de nevoile, de necazurile de acasă și să ne simțim bine. Ați văzut, invitații au venit cu mare drag pentru dumneavoastră. Este ceva? Este? Doamna! E norocoasă? Da? Ia să vedem ce este. Deci o faceți în seara asta? Știți cum e? Cântăm acum. O facem lată încă o dată. Să veți sănătoasă împreună cu cine vreți dumneavoastră. Și mergem mai departe. Erica, tu știi să-mi spui un număr de la 1 la 160? Ce? Cât mi-ai spus? Trebuie să traducă, mama. Ia traducă, n-am înțeles. Un număr, bine. Spune-mi tu un număr. Hai, de la 1 la numărul 2. Numărul 2. Da? Haideți să o aplaudăm și pe doamna. Ia să vedem dumneavoastră, să vă văd numărul 2. Mi-l arătați așa, că vă cred. Bun. De câți ani veniți dumneavoastră la noi? E primul an. E primul an?
Și vă simțiți bine? Da. Da? Permit, în direcție sunt mai mari de 160. 100 până la 167, da. Scuze. Dar n-a ajuns niciun la 160. Dacă o să ajung pe la 167, spuneți-mi 1, 2, 3, 4 sau 5. Un număr de la 1 la 5. 5. 5. Ia să vedem. Ce avem? Avem ceva la numărul 5? Da? Ia să vedem ce avem și la numărul 5. Cutia e frumoasă. E albă, e... Vă e cald? E cald, nu? Ei, dacă e cald, atunci avem Măriță Văcovene, da? Ca să fie în ordine, așa? Ca să veniți în anii următori. Bun, mai avem patru numere. Ia, domnul DJ, ia spune un număr de la 1 la 167. 150. 150 avem? Avem? Foarte bine că avem. Ia, dumneavoastră de câți ani veniți? Am fost dincolo, ani la rând. Unde? La spitalul direct. Dar lăsați spitalul, că nu, aici nu vorbim de spital. Aici suntem la hotel, suntem în stațiune. Primul an. Ei, foarte bine. Tineri. Suntem tineri, sigur. Asta este, e important să fim tineri. 1, 2, 3 sau 4? 3. Ia să vedem. Ce avem? Avem ceva la 3? Avem și la 3 ceva? În toate cutiile este ceva? Aoleu, da? Să nu se supere nimeni? Bine. Promiteți că mai veniți dacă este ceva în cutie? Trebuie neapărat. Da, și mâine dimineață trebuie să facem împreună. Și mâine dimineață, fără să faceți cafea în cameră, o să avem cafeaua împreună. Haideți să aplaudăm și pe doamna. Ia să vedem câte premii mai avem. 3 premii, da? 3 premii. Floria, cum îmi place să spun un număr. Vino și spune-mi un număr. Hai, de la 160. 70. Am mai fost, nu? Ia. 90. Avem, da? Haideți să aplaudăm și pe doamna și dansați, să știți că v-am remarcat. Și vă promit că atunci când o să veniți data viitoare, facem și un concurs de dans. Da? Pentru că am văzut aici o familie frumoasă care dansează frumos. Am mai văzut. Bun. Dumneavoastră, de câți ani veniți? Puțin înainte, să fiți sănătoasă, da? 1, 2 sau 4? 2. 2. Și cum e? Esențele tari se țin în sticluțe mici. Vedeți? Chiar să vedem dacă este ceva la 2. Să vedem dacă este pe patul domnului sau nu. Cât e frumoasă, uite, are biscuiți pe ea. Fără supărare, fără niciun fel de supărare. Ia. Dar de seară o să mâncați alune cu domnul, toată noaptea. Da? Să fiți sănătoasă. Și mai avem două premii. Ia să vedem cine ne mai dă un număr. Cine ne mai... Antonio, dacă tu cânti așa frumos, ia spune-mi un număr de la 1 la 167. 69. Ia, 69. 69 avem? Avem 69? Ierusine, Ierusine să ridici. Da? Domnul Mihai, spuneți-mi un număr, vă rog. 68. 69, nu? 68 este? Am sfârșit, Doamne, bine că mai avem câte ceva. Ia spuneți dumneavoastră de câți ani veniți. Mai prima dată de acum aici. Da? Vă simțiți bine așa alături de noi? Mă urmăresc pentru că să vin. Da? Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da? Da. Am înțeles. Îmi pare foarte bine. Spuneți-mi, 1 sau 4? 4. Ia să vedem. Nu. Ce era? 68? Și de ce n-am spus? Sunt aici. Hai, așteptați un pic că vă iau imediat. Nu v-am văzut. Da? Imediat rezolvăm. Haideți aici alături de mine. Veniți alături de mine. Haideți să vedem ce este și în cutie. Da? Să facem așa un pic de suspans. Să vedem dacă e... Dacă nu este nimic. Și ați venit așa cu tocmă. Da? Mulțumesc. O secundă, da? Ia uitați, o carte pe care s-o citit când stați în stațiune, da? E foarte bine. Pe dumneavoastră nu vă mai întreb ce număr doriți, că nu mai este decât unul. Doar atât vă întreb de câți ani veniți la noi. Mulți înainte. 22 sau 222, cât să vă doresc? Dumneavoastră decideți, nu eu. Dar nu mai vreau să mai decid, că nu mai este decât un premiu. Da? Haideți să vedem ce este acolo în cutie.
să vedem ce noroc aveți și dumneavoastră și este ultimul. La microfon. Nu pot să cred. Pe moment am avut relații în dragoste, dar în restul altul. Da, mai spune, da? Mulțumesc. Păi cea mai importantă e până la urmă sufletul și, nu? Este lasă domnul, doamnele, pe ciocolată. Ia uitați o ciocolată, o să o serviți pe aia. Da? O să vă îndulciți în seara asta. O să vă îndulciți în seara asta. Haideți, vă rog, să aplaudăm pe toți cei care au câștigat și vă doresc mult, mult succes celor care nu ați câștigat. Ați câștigat toată dragostea și respectul nostru. Ne bucurăm că în această seară ați fost aici alături de noi. Sper că v-ați simțit bine, că toți invitații pe care i-am avut v-au bucurat sufletul. Și așa vă rog să-i aplaudăm așa din tot sufletul, pentru că au trebuit să plece, că unii au drumul. Lăsați-i! Ia uite, cine e acolo, Radu? Ia uite, Radu aici. Radu, cine e? Mulțumim din tot sufletul pentru puterea și răbdarea de a duce această seară la bun sfârșit. Așa cum vedeți, avem alături de noi tinera generație care o să vă trateze așa peste 20 de ani când dumneavoastră o să veniți din nou în stațiune. Mulțumim tuturor invitațiilor pe care am avut în această seară. Aș vrea de asemenea să mulțumesc domnului Petru Frăsilă, managerul televiziunii Tele Moldova Plus, pe undele cărora, așa cum spuneam la început, o să vă vedeți și dumneavoastră acasă alături de cei dragi. Vă rog din suflet să aplaudăm și pe colegii mei, fără de care această seară nu ar fi fost posibilă. Și așa vă rog să aplaudăm colectivul de la bucătărie, colectivul de la recepție, cazare, bază de tratament și contabilitate. Să știți că vă așteptăm cu mare drag aici, alături de noi, în fiecare an. Vă dorim multă, multă sănătate alături de cei dragi dumneavoastră și petrecerea continuă, de ce nu? Să vă mulțumesc pentru vizionare!